salutare, dragi prieteni, suntem în direct pe Facebook-ul, sunt alături de, eu sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei și sunt alături de David Răducu Augustin. Putem fi București, zic. Perfect. Și toți cei care vă uitați acum la noi, o să călătorim împreună cu David Răducu un timp în anul... Vom descoperi. Rugămintea mea la voi este să-i puneți întrebări, să-i lăsați în comentarii, să-l întrebați despre viața lor, lui de atunci, ce ați vrea să aflați și despre el de acolo din timp unde o să călătorim împreună, da? Întrebări, puteți să trimiteți și pupici. Ce mai vrei să-ți trimită pe lângă întrebări și pupici? Să-mi trimită fericire și mult noroc în călătoria. Îi trimiteți fericire și noroc în călătoria. Itzibiții învață oul pe găină. Călătorie în timp. David Răducu Augustin, studentul de la Școala de Supereroi Itzibiții, din această săptămână urmează provocarea aceasta a imaginației, da, de a călători în timp. Bine, ești pregătit? Da. Vom merge în timp la vârsta, întâi să stabilim vârsta, la vârsta unuia dintre părinți. Spune-mi ce vârstă, cum îi cheamă pe părinții tăi și ce vârstă. Păi, mama îl cheamă Gabriela și pe tata îl cheamă George, da? Pe tatăl tău îl cheamă George, da? Da. Așa. Scuze. Am dat. Uite, Sofia, deja, super. O să citim comentariile voastre la final. Da. Bun. 33 de ani amândoi, zici? Nu, doar pe mami, da? Vrei să mergi la vârsta cui? Lui mami. Vârsta lui mami? Da. De fapt, ai zis că vrei să mergi la 34 de ani. Când împlinești 34, nu? Nu, ea când împlinește, vreau să spun de părinți, nu. Păi de când mine. Împlinește ea 34, este peste un an. Da. Pe mine mă interesează să călătorim în timp la când o să împlinești tu. Bine, atunci hai să... La 33? Nu, la 34. Bine, 34, asta înseamnă, tu ai 7 ani până la 34... Înseamnă 7-34, 27 de ani. 27 cu 21, 48, 2048. Pentru că data ta de naștere este 12 martie, vom călători a doua zi după data ta de naștere ca să vedem cum te-ai distrat la 34 de ani. Adică pe 13 martie, este într-o zi de vineri. Ca astăzi. Da? Da. Ești pregătit? Te rog să te încordezi, să te pregătești în așa fel încât să călătorim împreună până în anul 2048, iar voi și pe radio și pe Facebook vă rog să vă gândiți la întrebări pe care să îi le puneți lui David despre anul 2048, martie 13. Pe locuri, fiți gata, start! Am aterizat în anul 2048. Salutare, David Răducu Augustin, ai 34 de ani, tocmai ai sărbătorit ieri pe 12 februarie 2048. Spune-mi, unde suntem acum? La radio, bineînțeles că suntem la radio Itzibiții. Am păstrat legătura în toți acești ani. Unde ai sărbătorit ieri ziua ta? Ieri a fost joi. Și ai sărbătorit ziua ta de 34 de ani. Nu mai știu, pentru că sunt la 34 și am uitat. Da. Păi nu, că la 34 de ani ai o memorie mult mai bună decât la 7 ani. Deci știi, unde ai sărbătorit ieri ziua ta de naștere de 34 de ani? Acasă, la restaurant? Acasă, desigur. Acasă? Cu cine ai sărbătorit? Cu mami, cu tati. Ce vârstă au mami și tati? Dacă în 2021 aveau 33... 10... 60 de ani. 60 de ani au și tati și mami. 60 de ani, iauzi! Da! Păi de ziua mea am primit un Lego Minecraft și un Lego Technic și un Lego Avengers. De ziua ta de 34 de ani ai primit, ți-au dat cadou tot Lego? Da. Cum îți dădeau la 8 ani? Da. Da, nu și-au schimbat cadourile între timp, în toți anii ăștia. Zi-mi, în ce oraș trăiești tu acum la 34 de ani?
În București, tot în București. Tot în București? Da. Credeam că te-ai mutat, cine știe, poate te-ai mutat în Spania, în Anglia, în Canada, Statele Unite ale Americii, în Venezuela. Nu, tot în București ai rămas, hă? Da. Sau pe altă planetă? Nu. Nu? Dacă trebuie să fiu pe altă planetă, trebuie să-mi iau o cască. Când spațiu nu este aer. Ah, ok, încă nu s-a descoperit aerul în spațiu. Da. Am înțeles. Bun, deci ești în București. Ia zi-mi, cu cine locuiești tu acum la 34 de ani? Locuiesc cu tata și cu mama, tot cu ei. Tot cu ei? Da. 27 de ani tot cu părinții ai locuit, da? Da, tu... care-i viața ta? Mai ai pe altcineva în viața ta în afară de tată și de mami? Mai am pe bunicul și bunica. Câți ani au acum? 100 și cât? Nu mai știu. Au vreo peste 100 de ani, cred că au bunicii tăi. Da, și ei știu. În continuare trăiesc și acum, nu? Da, trăiesc. Te-ai căsătorit? Ai copii la 34 de ani? Nu știu, întreb. Desigur. Desigur? Da. A, și ce poți să-mi spui despre copii? Ei au fost și ei, și copiii și soția la... Da, la ziua ta de naștere? Desigur, da. Dacă e ziua mea. Normal că a fost. Întreb, eu știu care e situația ta familială. Zi-mi, câți copii ai? Cred că doi. Ai doi copii? Da. Auzi, dar tatăl și mama ta au mai făcut vreun copil în afară de tine? Că știu că tu ești singur la părinți. Nu. Nu? Nu. Dar tu ai făcut doi când ai crescut mare. Doi copii. Da? Da. Și cum îi cheamă pe copiii ăștia? Ce sunt, băieți, fete? Ce sunt? Sunt fete, o fată și un băiat. O fată și un băiat. Da. Pe fată o cheamă Sara. Da, și pe băiat? Și pe băiat îl cheamă Andrei. Andrei, da. Andrei și Sara, câți ani au? Sara are 5 ani și Andrei are 8 ani. Aha. E fratele mai mare a Sarei. Deci l-ai făcut la 26 de ani. Pe el, adică în 48, în 42, 2042 l-ai făcut, ai făcut primul copil. Da. Și pe soția ta? Cum o cheamă? Nu știu prea bine. Adică nu știu întrebarea, adică nu m-am gândit la nume. Păi nu, că nu trebuie să, nu trebuie să-i dai tu nume, ea are nume. Uite, ia să vezi. Deci gândește-te, dacă vrei să ții secret, nu ne spui. Bine, țin secret. Bine. Măi, cine este Sofia? Sofia Maria spune că ești inteligent și drag. Și te întreabă ce-ți place cel mai mult de aici, din anul 2048. Îmi place. Suntem că... peste 27 de ani față de când aveai 7 ani. Îmi place că sunt adult și îmi place că fac eu regulile. Și ce reguli faci tu ca adult? Să iubiple copii să scrie, să facă orice de activități. Copiii tăi sau și copiii altora? Doar copiii mei. Doar pe copiii tăi îi pui să facă activități, da. Așa. Am înțeles. Deci asta îți place cel mai mult? Că îi pui pe copii? Și aș pune să se distreze. Pe copiii tăi? Da, nu i-aș pune să facă mereu chestii plictisitoare. Dar ce chestii plictisitoare făceai tu când erai mic? Să scriu, să fac chitară. Era plictisitor. Era plictisitor la chitară? Da, vreau să mă joc. Ce să te joci? Ce vrei să te joci? Vreau să mă joc pe telefon, Transformers. Și suferai că făceai lucrurile alea plictisitoare? Da. Și acum nu, copiii nu vreau, nu mai vrei să suferi și copiii tăi cum ai suferit. Nu, tu. Nu vreau. Am înțeles. Bun, zice, Sofia te întreabă, Mariana Georgiana Antonescu zice că te-ai căsătorit. Și ești căsătorit. Și dacă ai copii, așa, întreabă Ilinca dacă ai copii. Și a zis, da, bun. Ce ai primit de ziua ta cadou? De ziua mea, am spus deja. Lego. Scuze, Lego a primit altceva. Ce vrei să devii când vei fi mare? Adică acum la 34 de ani, care e meseria ta? Constructor. Ce construiești? Construiesc clădiri.
Construiesc clădiri, da. Clădiri? Ești arhitect sau nu-mi dau seama, ești cel care face planurile sau ești cel care construiește efectiv? Eu sunt șeful. Șeful care conduce construcția caselor. Da. Ok, am înțeles. Bun. Ce alte întrebări să-ți mai punem ție? Zim ce, pe lângă faptul că îți place să petrești timp cu copiii tăi, îți place munca pe care o faci? Construcția de case? Da. Da? Demolez case vechi și le transform în case noi. Și ce poți să-mi spui interesant despre casa în care trăiești tu acum? Ce-ți place la casa ta? Că are jocuri interesante, adică... Ai jocuri interesante acasă? Da. Deci jocurile dau viață casei tale? Da. Am înțeles. Bine, și copiii și... ce-ți place cel mai mult de aici din 2054 și ai 2048 și ai vrea să iei cu tine înapoi? Copilăria. Copilăria? Da. Tu încă mai copilărești acum la 34 de ani? Tot așa te miști și la și 34 de ani în toate felurile? Nu, sunt tot adult, sunt adult. Și ești mai cum acum față de când erai copil? Înalt. Ești mai înalt și mai? Atât, sunt doar adult. Și îți place că ești înalt și adult și că stabilești tu regulile, da? Nu. Nu-mi place adult, nu mă joc cu jucăriile. Mai vreau să trăiesc copilăria. Mai vrei să-ți trăiești copilăria? Da. Vrei să facem o întoarcere în timp la 7 ani când erai copil și să-ți trăiești în continuare haide copilăria? Haide să o facem. Bine, hai să ne pregătim să ne întoarcem. David, am călătorit 27 de ani înainte. Și te-am văzut că erai încă nostalgic după copilărie. Da. Și îți doreai să te mai joci în continuare. Auzi, cred că poți să te joci și ca adult în continuare. Dar cred că acum este vârsta la care te joci cel mai bine, nu-i așa? Da. Și adică marea ta responsabilitate este să te joci. Să și înveți. Da. Bine. Păi o să ne luăm la revedere de la prietenii de pe Itzy Bitzy. Revenim după publicitate și mai rămânem puțin pe Facebook. Școala de supereroi Itzy Bitzy. Mai puțin. Hai să vedem dacă mai sunt. Să știi că au trimis foarte multe comentarii. Suntem în direct? Suntem în direct, da. Stai aici ca să le răspundem comentariilor. Acolo ne uităm ca să le răspundem prietenilor noștri la comentarii. Ză Teodora Trip, salutare Spinner și eu te salut Teodora. Sofia Maria, cine este Sofia Maria? Să știi că te place foarte mult și zice că ești inteligent și drag. O știi pe Sofia Maria? Îi place de tine. Ce ai vrea să-i transmiți Sofiei Maria? Uite-te acolo și zi ceva. Păi îți place de ea dacă nu o cunoști. Că îți place că îi place de tine, nu? Da. Bine, auzi, Sofia Maria, îi place de tine foarte mult pentru că îți place de el. Super. Te întreabă ce îți place mai mult, așa? Ești căsătorită, așa am întrebat. Ieri ești căsătorită, n-a vrut să spună numele soției. Aia m-a întrebat ce vrei să devii când ești mare și ai zis constructor de case. Da. Și se minunează că nu te-ai căsătorit până la 34 de ani. Dar tu te-ai căsătorit până la 34 de ani, nu? Desigur. Bineînțeles. Ai copii, da? Îți place la școală? Da. Ai vreo prietenă la școală? Maica mea, câte întrebări indiscrete. Ai prietenă la școală? Prietenă, ce ai? Am admiratoare. Ai admiratoare, nu prietene? Ai admiratoare? Da. Și poți să-mi zici numele unor admiratoare? Dacă poți, dacă nu, nu. Luisa și Natalia. Te admiră? Da. Și tu pe cine admiri? Natalia. Pe Natalia? Da. Mă bucur că momentan spui asta. Știu că mai târziu copiii se fere să mai dea aceste informații, dar sunt admiratoarele tale, tu le admiri pe ele. Mai departe. Ilinca întreabă dacă ai copii, da, Ilinca. Uite, ce se bucură foarte mult Sofia Maria că ai răspuns frumos că își vrei copilăria înapoi. Da. Și îți place să ieși cu prietenii, întreabă. Da.
Te întreabă, zice că ești atât de drăgălaș. Ce mâncare mănânci de ești așa de drăgălaș? Da, la microfon, că nu te aud. Mie îmi place hamburgerii. Aolo, asta te face atât de drăgălaș? Sau îmi place înghețata. Și asta te face drăgălaș? Înghețata. Auzi, dar salată, de salată nu mănânci și tu să te faci drăgălaș așa? Da, dar nu mă face drăgălaș, mă face musculos. Salata te face musculos? Da. Păi și ce, crezi că dacă ai fi musculos, n-ai mai fi și drăgălaș? Nu cred. Păi de ce nu? Că și dacă ești musculos, poți să fii drăgălaș în continuare. În sfârșit, eu te sfătuiesc să mănânci și salată și hamburgeri. Și înghețată. A, și înghețată. Mai rar. Mai rar, dar să mănânci și înghețată. Bine. Super, mulțumim mult de tot pentru comentariile voastre. Sunteți minunați. O mulțime de comentarii pentru David. Nu uitați să-l urmăriți duminică de la ora 11 la 12 pe Facebook-ul Iții Biții, când ai festivitatea de absolvire, se termină această săptămână și vei avea o mulțime de provocări, le-am pregătit astăzi pentru tine. La revedere!